găsit tuturor la știri, sunt Onelia Pescaru, iată ce subiecte v-am pregătit pentru întâlnirea de astăzi cu știrile Mix TV. Cei doi tineri care au bătut un bătrân în pasajul de pe Bulevardul Victoriei și-au primit pedeapsa. Ce a hotărât instanța, vă spunem la știri. O inițiativă în premieră la Brașov, cofinanțarea tratamentului de fertilizare in vitro. Cine a lansat această propunere, aflați din jurnal. Conducerea primăriei Râșnov a semnat în această săptămână un contract de 6 milioane de lei. Revenim cu detalii. Cei doi tineri care au bătut un bătrân în pasajul de pe Bulevardul Victoriei și-au primit pedeapsa. Instanța i-a condamnat la închisoare. În plus, ei vor avea de achitat și costurile de spitalizare ale bărbatului, care va primi și daune morale în valoare de 5.000 de euro. Unul dintre bătăuși, Adrian Ceplinsche, a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru tentativă de omor și port fără drept de obiecte periculoase. De asemenea, instanța a dispus ca tânărului să-i fie interzise mai multe drepturi pe o perioadă de 5 ani, printre care și dreptul de a deține, purta și folosi orice categorie de arme. Celălalt inculpat, Mihai Constantin Mircea, a fost condamnat la 5 ani de pușcărie și interzicerea unor drepturi, tot pentru comiterea infracțiunii de tentativă de omor. Magistrații Tribunalului Brașov au respins cererile inculpaților pentru schimbarea încadrării juridice a faptelor. În plus, ei vor avea de achitat 10.500 de lei către Spitalul de Urgență Brașov, reprezentând costul îngrijirilor medicale acordate victimei, care va primi la rândul său daune morale în valoare de 5.000 de euro. O inițiativă în premieră la Brașov, primarul George Scripcaru va propune Consiliului Local un proiect de cofinanțare a tratamentului de fertilizare in vitro pentru cuplurile brașovene. Conform estimărilor făcute în momentul elaborării strategiei de dezvoltare a municipiului Brașov până în 2030, rata natalității în oraș va fi în continuă scădere. Având în vedere faptul că natalitatea la Brașov este într-o continuă scădere, ceea ce va crea mari probleme pe termen mediu și lung, edilul șef a luat decizia de a propune Consiliului Local, pe lângă tichetele pentru nou-născuți, demararea unui program de susținere financiară a tratamentelor de fertilizare in vitro pentru cuplurile cu domiciliul în Brașov, începând de anul viitor. Să ne ocupăm și de aia, să creăm un program la nivelul municipiului Brașov pentru persoanele, mămicile care sunt cetățenii ai municipiului Brașov, să finanțăm acest tratament de la bugetul local, să creăm un program anual care să înceapă cu 2019 și să vedem din punct de vedere al specialiștilor ce presupune acest lucru, să vedem ce înseamnă, care sunt costurile, sunt chestiuni de specialitate pe care le vom detalia în zilele următoare, iar în luna decembrie vom propune în Consiliul Local aprobarea acestui proiect. Beneficiarii proiectului vor fi cuplurile infertile, cărora li s-a diagnosticat o afecțiune incompatibilă cu reproducerea pe cale naturală, de către un medic specialist cu competență în tratamentul infertilității cuplului și reproducere umană asistată medical. Conform analizei pe ultimii 3 ani, respectiv 2015, 2016 și 2017, numărul de nașteri a scăzut cu aproape 12%. Conducerea primăriei Râșnov a semnat în această săptămână contractul pentru proiectarea și execuția unui proiect de peste 6 milioane de lei care vizează modernizarea și extinderea rețelelor de apă din localitate. Lucrările prevăzute trebuie să se finalizeze în maxim 2 ani. Contractul a fost adjudecat abia după cea de a patra licitație, primele trei fiind anulate din lipsă de ofertanți. Pentru această investiție, autoritățile locale din orașul Râșnov au obținut o finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Astfel, din valoarea totală a proiectului, 5,6 milioane de lei reprezintă asistența nerambursabilă, ce va fi virată de Ministerul Dezvoltării Regionale. Beneficiarii direcției acestei investiții vor fi râșnovenii din 420 de gospodării, atât din zonele de case, cât și de la blocuri. Potrivit proiectului, acolo unde este cazul, vor fi construite noi branșamente pe domeniul public. În cazul căminelor de branșament existente, care se află într-o stare bună de exploatare, se vor monta circa 1700 de apometre. Contractul a fost încheiat cu o societate din Pitești. Prefectura Brașov, în parteneriat cu garnizoana militară, vor organiza și în acest an manifestările prilejuite de sărbătorirea Zilei Naționale a României, în anul centenarului. Ceremonia militară și religioasă va avea loc pe Bulevardul Eroilor, în zona Piața Tricolorului, începând cu ora 10:30, și va fi urmată de parada militară, unul dintre momentele cele mai așteptate de brașoveni și de turiști, indiferent de vârstă. După prezentarea onorului și salutul drapelului de luptă, drapelul național al României va fi adus la sol de către un parașutist lansat de la mare înălțime. Parada militară va porni din livada poștei până la Teatrul Sica Alexandrescu și va fi format din 13 plutoane cu câte 19 militari din toate cele 3 unități militare. Detașamentul de tehnică va fi format din mijloace tehnice ale Brigăzii 2 Vânători de Munte Sarmise-Getuza, ale Inspectoratului de Poliție Județean, Inspectoratului de Jandarmi și ale Grupării Mobile Burebista.
Lor li se alătură reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Țara Bârsei și cei ai Poliției Locale Brașov. Cei prezenți se vor bucura și de spectacolul oferit de aeronavele Clubului Teritorial Brașov, care vor survola locul evenimentului. Seara de la ora 19 este programată una dintre activitățile tradiționale ale Brigăzii 2 Vânători de Munte, retragerea cu torțe pe traseul Piața Unirii, Biserica Neagră, Strada Mureșenilor, Bulevardul Eroilor, până la sediul Comandamentului Sarmi Segetuza. Între 26 și 28 noiembrie, 60 de companii din domeniul industriei vor aduce la Brașov cele mai noi echipamente și abordări ale integrării soluțiilor smart. Expoziția se desfășoară sub genericul Smart Industry și a ajuns anul acesta la cea de-a noua ediție. Ca de fiecare dată și la această ediție, specialiștii și managerii din industrie sunt așteptați cu noutăți. Sub tematica Smart Industry, la expoziția din 26-29 noiembrie, se va aborda subiectul digitalizării fabricației. Vor fi 60 de companii care vor expune cele mai interesante și spectaculoase tehnologii. O tehnologie chiar testată la Hannover Messe de Barack Obama și Angela Merkel. Poate să vină oricine să facă acest test la demo metal în Brașov anul acesta. Astfel, cei interesați vor avea prilejul să îi întâlnească pe managerii unora dintre cele mai importante companii industriale din România și să cunoască noile abordări și concepte implementate în procesul de producție. De asemenea, se vor prezenta inovații recente cu scopul susținerii eforturilor constructorilor de mașini și instalații din întreaga lume. Este timpul să urmărim acum cele mai noi informații din sportul brașovean. În penultima etapă a Ligii 3 la fotbal, seria a 3-a ACSSR Municipal Brașov se va duela sâmbătă de la ora 14 pe stadionul Tineretului cu Flacăra Moreni, formația care ocupă poziția a 15-a în clasament. Deși fotbaliștii brașovenii nu și-au primit încă salariile, ei s-au antrenat ca și până acum la baza de la Paradisul Acvatic. Cei care se ocupă în acest moment de club încearcă să achite până la meciul de sâmbătă măcar o parte din salariul pe luna septembrie. Înaintea etapei, pe primele locuri sunt Turnu Măgurele, Flacăra Horezu, ambele cu câte 28 de puncte, ACSSR Municipal Brașov cu 26 de puncte și FC Craiova cu 24 de puncte. În seria a 5-a, sâmbătă de la ora 14, se va disputa derbiul local dintre Olimpic Cetate Râșnov și AFC Hărman. La știrile mixte vă urmează informațiile despre starea vremii. La Brașov, în următoarele 24 de ore, vom avea parte de vreme rece. Minimele nopții vor coborî până la pragul de minus 2 grade Celsius și vor fi condiții de ceață. Maxima termică a zilei de mâine va ajunge până la 3 grade Celsius, iar cerul se va menține acoperit. Doamnelor, domnilor, acestea au fost cele mai importante informații locale de astăzi la Mix TV. La Mix Actual vine profesor universitar dr. Codruța Nemet, medic primar epidemiologic. Onelia Pescaru, sunt o seară excelentă tuturor!